Dar fericirea înseamnă mult mai mult de atât. Și m-am folosit de un decret ONU care a declarat 20 martie, adică ziua de ieri, ziua internațională a fericirii, m-am folosit de asta pentru a o chema pe draga noastră prietenă Ursula și să vorbim nițel despre fericire. Ursula, bine ai revenit în studioul de Vere Timișoara. Bună seara, Tania, bună seara tuturor. Fericirea este așa un cuvânt generic. Pe mine, sincer, m-a amuzat faptul că ONU a decretat. Adică să avem grijă de bunăstarea națiunilor care sunt sub umbrela noastră. Fiți oamenilor mai fericiți, dar neapărat în 20 martie. Eu acum cred că este pur și simplu vorba despre un simbol. Adică am atras atenția asupra acestui subiect și așa cum avem zile pentru absolut toate evenimentele sau pentru tot felul de lucruri, cum e ora Pământului și așa mai departe, mie mi se pare că este vorba de a trage un semnal de alarmă sau pur și nu de un semnal de alarmă, ci pur și simplu să ne atragem atenția asupra faptului că viața este făcută ca să fim fericiți. Și fericirea este starea către care ar fi foarte bine să tindem cu toții, să o căutăm așa cum dorim fiecare dintre noi și în acord cu noi înșine, neîncetat, tot timpul. Uite, definiția din DEX a fericirii este următoarea. Fericirea este starea de mulțumire sufletească, intensă și deplină. Dar eu mai am câteva definiții extraordinare. Există o piesă a lui Tudor Chirilă, pe vremea când el cânta cu Vama Veche, care se cheamă Fericire, iar versurile sună cam așa. Fericire ai când iarba apare, fericire ai o rază de soare, fericire e o sticlă de vin, fericire e cerul senin, fericire e când puiul de om vrea în brațe și moare de somn, fericire e când tatăl tău te invită la el în birou și deschide o sticlă de bere, prima bere din viața ta. Sunt cu adevărat momente foarte fericite din viața fiecărui om și da, sunt foarte frumos spus. Până la urmă, fericirea este modalitatea în care noi privim lucrurile. Fericirea nu se află în exterior, fericirea este în interiorul nostru și dacă pe noi reușește să ne bucure faptul că, uite, apare, îmbucuresc copacii, apare soarele sau și dacă plouă, dacă noi avem acea stare interioară de bine, asta este tot ce contează. Și pentru fiecare dintre noi, îmi imaginez că fericirea înseamnă altceva, nu-i așa? Cu siguranță, dar important este să ne prindem la vreme ce anume înseamnă fericirea pentru fiecare dintre noi, probabil. Din păcate, multe persoane au impresia că fericirea înseamnă să ai. Că verbul a avea este la bază. Exact. Și atunci se străduiesc toată viața lor să aibă diferite lucruri. Poate o familie, poate o mașină, o casă, un job, funcții, eu știu, concedii și așa mai departe. Statut social. Statut social, evident, neapărat statut social. Și au impresia că în momentul în care vor dobândi aceste lucruri, vor fi fericiți. Nu e așa, pentru că atâta timp cât fericirea este condiționată de lucruri din exterior, când obținem acel lucru, apare bucuria de moment și da, apare satisfacția de moment și apoi, odată ce ne obișnuim cu acel lucru sau cu acea situație sau cu acel obiect, fericirea sau bucuria are tendința să scadă și atunci ne căutăm iarăși un alt obiectiv care să le atingem și iarăși începe această goană după momente în care să ne simțim, să simțim acel fior al bucuriei. Și dacă trăim în acest fel, momentele de bucurie din viața noastră sunt destul de puține, nu sunt foarte multe. Și cred că cea mai bună variantă ar fi să transformăm această goană neîncetată după fericirea din exterior și după ideea de a avea în a fi. A fi fericit, nu a avea fericire. Mie mi se pare că este o diferență fundamentală. Adică tot ceea ce se promovează în jurul nostru și felul în care suntem crescuți și modalitatea aceasta competitivă de a ne raporta la viață și să avem dreptul să considerăm fericirea ca pe un obiectiv care ni se dă, ni se spune, trebuie să faci asta și dacă faci asta vei fi fericit. Mie mi se pare atât de... Se uniformizează foarte mult oamenii și n-are cum ceea ce mă bucură pe mine neapărat să te bucure și pe tine sau pe alți oameni și să ne aducă fericirea în aceeași manieră. Și atunci revin la această idee de a fi. Fericirea ca stare de a fi. Și asta înseamnă să hrănim în interiorul nostru gânduri pozitive, înseamnă să ne raportăm la realitate, la noi înșine și în general la viață, într-o manieră în care să vedem acele aspecte pozitive, să încetăm să ne mai plângem, să încetăm să ne condiționăm fericirea de
voi fi fericit atunci când. Nu. De orice. De orice. De absolut orice. Fericirea este o modalitate prin care noi ne raportăm la noi înșine și prin care noi... E o alegere până la urmă. Cred că ceea ce vreau să transmit este faptul că fericirea este o alegere. Putem oricând să ne plângem, putem oricând să fim încărcați de afecte negative, furie, frică, frustrare, anxietate, depresie. Și până la urmă aceste stări sunt date de gândurile noastre și atunci, odată ce alegem să ne hrănim cu gânduri de acest gen, apar afectele negative. Cum ar fi oare dacă am începe să gândim pozitiv și să ne focalizăm pe lucrurile frumoase și pozitive din viața noastră? Evident, este utopic să ne imaginăm și nerealist, să ne imaginăm că putem să facem asta tot timpul. Însă, în momentul în care avem un obiectiv din asta, putem să facem asta marea majoritatea timpului. Să ne trezim dimineața și în loc să începem să ne enervăm pentru lucrurile care urmează să le facem sau trebuie să le facem, să ni le asumăm și să le facem cu calm, să ne găsim mici momente de relaxare și peste zi, să ne încărcăm viața cu tot felul de lucruri plăcute, să nu ne oprim în rutină și în obișnuință, pentru că eu cred că cel mai mare dușman al fericirii este rutina și monotonia. Odată ce te obișnuiești cu un lucru și ajungi să faci repetitiv doar aceleași lucruri, de unde mai există acea sursă de încântare sau acea sursă de bucurie și de trăire interioară pozitivă? Ființa umană este plurivalentă, este atât de mult față de cât își dă ea voie să fie. Și atunci, cred că până la urmă ați căuta fericirea înseamnă a te căuta pe tine și a căuta acele părți din tine care te fac să fii un om bun, care te fac să aduci bine în jurul tău. Și cred că din asta, până la urmă... De ce sunt, Ursul, atât de puțini oameni care trăiesc în felul pe care tu l-ai prezentat și sunt mult mai mulți din aceia care preferă să trăiască într-o continuă depresie, să fie mereu nemulțumiți, să alerge mereu înspre deziderate pe care este evident că n-au cum să le atingă și automat devin nefericiți, nemulțumiți? Eu consider că este vorba pur și simplu de o condiționare socială și de o programare mentală. Oamenii au tendința să repete sau să imite ceea ce văd în jurul lor. Și în momentul în care marea majoritate avem această tendință de a ne raporta la viață și de a ne gândi ce nu merge, ce nu e bine, sursele de insatisfacție, toate nereușitele, să le contabilizăm și să ne focalizăm pe ele, să ne împiedicăm de mici eșecuri sau feedback-uri pe care ni le dă viața, este pur și simplu vorba de o condiționare. Cred că nu ni se dă voie. Nu ni se spune că noi ne-am născut ca să fim fericiți. Și nu vreau să intru într-o discuție în care să spun care sunt factorii care influențează acest tip de educație, însă cumva în momentul în care se promovează la nivelul societății ideea de suferință care este percepută sau care este ridicată la un rang de... Treaba aceea de a-ți purta crucea. N-am vrut să ajung aici. Da. Vezi exact ce-ți spuneam. Adică, dacă am fost crescuți în felul acesta, ni se spune de mici că viața e grea, viața e o luptă, în viață suferi mult și suferința face parte din viață. Dar oare părinții noștri cât ne-au spus că viața e de fapt făcută să ne bucurăm de ea și să căutăm să ne bucurăm de ea? Cât de mult ni s-a atras atenția asupra acestui lucru? Ba, din contră, vezi, și eu sunt foarte tristă din această cauză. Odată ce ne maturizăm și odată ce ajungem în starea de adult, noi uităm să ne bucurăm autentic așa cum fac copiii. Știu că tu ai un băiețel, nu? Și mă gândesc când te uiți la el și când îl vezi cum se joacă, bucuria, atât de simplu e pentru el să se bucure de orice, mă imaginez. Vezi de ce sunt eu fericită? Pentru că trăiesc bucuria copilăriei. Exact. Cu siguranță. Fiul meu în fiecare zi alături cu siguranță. De e o minune. E o minune. Dar cum ar fi să te bucuri și tu în interiorul tău de tine și de viața ta, știi? Cumva nu ni se mai permite. În momentul în care ajungem adulți, gata. Nu se cade să facem asta, nu e voie, trebuie să fim serioși, trebuie să pozăm. N-ai voie să plângi, n-ai voie să râzi prea tare. Da, 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 pentru că toată lumea se uită la tine, oare ce se întâmplă. Și cred că până la urmă, în interiorul nostru, cu toții tânjim să ne putem da voie să fim liberi. Cred că un alt lucru foarte important este că în momentul în care
fericirea nu are cum să fie condiționată de pierderea libertății de orice fel. Și în momentul în care ni se tot pun atâtea reguli, trebuie să fie așa, n-ai voie să faci asta, n-ai voie sau să fie așa. Sau dacă ni le impunem noi înșine, toate acele bariere se transformă într-o zi în frustrări? Absolut. Și crește muntele de frustrări și cocoașa noastră odată cu el. Păi, de fiecare dată când ne mai punem câte o nouă limită, noi mai renunțăm la o parte a personalității noastre. Îi spunem copilului când crește, nu-i voie, nu-i voie asta, nu-i voie asta, fii cu minte acolo, stai cu minte. Toate aceste lucruri pe care îi restricționăm efectiv libertatea și bucuria. Dar cum ar trebui să procedăm, Ursula? Pentru că uneori copiii fac prostioare. Ok, nu-i spunem nu-i voie, îi spunem hai să încercăm să facem altfel sau ar fi mai bine să faci așa? Adică important e să nu folosim negația aceea care... Da, e important cumva să lași... Acum, prostioare înseamnă lucruri diferite pentru persoane diferite. Din punctul meu de vedere, îmi imaginez că este suficient să îi explici copilului diferența între bine și rău, între ceea ce poate să-l rănească la nivel fizic și ceea ce poate să provoace durere la nivel fizic altor ființe și, în rest, să lăsăm să descopere lumea. Și atât de regulile acestea, toate aceste lucruri pe care noi le impunem și ni le impunem copiilor noștri, le impunem unor așa... Ni le impunem în primul rând, fiindcă de aici tot acest mecanism, probabil, se leagă toate. Și oare de ce nu ne dăm voie să fim fericiți? Adică, până la urmă, cine zice că nu avem voie să dansăm, să cântăm, să ne bucurăm, să țopăim într-un picior de bucurie dacă asta simțim să facem? Cine spune? Și ce s-ar întâmpla dacă am face asta? Adică, pentru mine e așa o chestiune în care nu facem asta, dar ne punem întrebarea ce s-ar întâmpla dacă? Nimic. Cred că eventual s-ar uita oamenii, eventual ușor ironic, și în interiorul lor s-ar uita la un moment dat apreciativ. Uite, își permite să facă ceea ce eu nu-mi dai voie să fac. Și fericirea până la urmă constă în a-ți da voie să fii tu însuți, să trăiești liber, să trăiești în acord cu tine, să faci ceea ce simți din toate punctele de vedere. Când ați dat voie să țopăi cu alte cuvinte. Da, de ce nu? Adică, până la urmă, dacă ne gândim așa, Tania, de ce n-am avea voie să facem asta? De ce este interzis și de ce trebuie să stau cu mintea acolo? Am voie să vorbesc doar așa? Am reguli de adresare? De ce? Vezi tu, Ursula, din fericire, pe lângă educație, mai există și auto. Da, educați. Cu siguranță. Și avem posibilitatea să alegem dacă trăim conform unor standarde, precepte, prejudecăți care ni s-au impus în timp sau ni le-am impus singuri sau luăm o carte, ascultăm și noi specialiști care știu că se poate trăi și altfel, adică frumos, adică relaxat. Adică fericit. Fericit. Mie mi-este foarte greu să cred că poți să trăiești și să fii fericit în momentul în care asculți sau îți însușești toate aceste norme și reguli sociale, pentru că ne iau atât de mult din originalitate și din a fi noi înșine. Și până la urmă, de ce facem asta? Evident că am un răspuns la asta, doar era o întrebare retorică. De ce facem asta? Este pentru că noi dorim să fim acceptați și dorim să ne acceptăm, să facem ce face majoritatea, ca majoritatea să ne valideze. Însă, eu tot spun asta de fiecare dată când am ocazia, istoria omenirii a fost schimbată doar de oamenii care au îndrăznit să fie altfel, nu de cei care au jucat tot timpul după aceleași reguli. Și atunci, de ce să nu ne dăm voie să fim noi înșine și permitem societății să ne ia cel mai de preț bun, și anume sinele nostru? Din fericire, noi nu facem parte dintre națiunile acelea care sunt născute pentru a trăi o viață cu prejudecăți, pentru a trăi o viață mimetică. Nici nu vreau să mă gândesc la femeile de prin alte părți ale lumii care își poartă fața acoperită, care stau să le bată bărbaților doar pentru că el e bărbatul și are voie și așa a făcut și mama și așa a făcut și bunica. Mi-e greu să-mi imaginez că există locuri unde se trăiește așa, din fericire. Da, acum o să spun acum, din fericire trăim în România, știi? Cred că asta e ceva nou, da, nu? Bine, acum sunt niște cazuri extreme sau e vorba de culturi diferite. Exact. Dar până la urmă, din punctul meu de vedere, faptul că acolo e vorba de o anumită condiționare, aici e vorba de altă condiționare și așa mai departe, fiecare națiune are condiționarea ei, tot condiționare se numește. Și libertatea individului este la fel de, nu știu,
limitată. Pusă la încercare, la grea încercare. Acum că ai adus această țările arabe în discuție, vreau să-ți povestesc faptul, șocul pe care l-am avut eu vis-a-vis de cât de fericiți sunt în speță popoarele din țările arabe, unde este sărăcia foarte mare. Am avut ocazia să merg într-un proiect să studiez exact sărăcia din zone foarte îndepărtate, de exemplu din Turcia. Și am ajuns acolo, pe mine m-a marcat cumva, pentru că a fost așa o schimbare de viziune asupra vieții, pentru că eu știam că a fi sărac înseamnă un lucru catastrofal, dezastruos, ești un pare al societății, dacă nu ai mașini, case, funcții și mai știu eu ce, nu existi, ar trebui să-ți fie rușine de tine și de așa mai departe. Și am ajuns acolo, am avut ocazia să merg în mahalalele de pe lângă anumite localități în Turcia, nu mai fuseseră turiști pe acolo, deci eram oricum într-un loc foarte interesant. Și am fost în casă la oameni care stăteau în case de chirpici, în care erau zile în care aveau ce mânca, zile în care doar beau ceai și își făceau lipie din aceea făină cu pâine și așa mai departe. Dar știi ce era interesant? Că erau tot timpul cu zâmbetul pe buze, cântau și dansau în continuu. Și până la urmă, pentru mine a fost un șoc, pentru că dacă te duci la satele sau în zonele sărace din România, vei vedea doar oameni triști, abătuți, cu fața căzută, împovărați și care merg cu umeri aplecați. Eventual, când vor să se mai simtă bine, recurg la strategii paliative, ca de exemplu consumul de alcool sau mai știu eu ce. Pe când ei, turcii, atât cât aveau, erau bucuroși și se bucurau de viață, de ceea ce înseamnă să trăiești. În fiecare zi mulțumeau lui Allah și așa mai departe că s-au trezit, că încă sunt în viață și se pot bucura de ea. Și își luau tobele și începeau să bată tobele, dansau, cântau și asta peste tot și tot timpul. Credința e acolo, cred. Da, și credința, dar până la urmă noi în ce credem? Pentru că nu e vorba neapărat de... Cu siguranță are și credința un rol în toată povestea asta, dar în momentul în care îți propui sau te gândești ok, asta este situația, constat ce pot să fac acum vis-a-vis de această situație, evident pot să lupt, să o schimb, dacă am mijloace necesare, inteligența necesară sau mediul în care să pot să fac o schimbare, dar dacă nu pot, nu e normal să accept și să încep să mă bucur de ceea ce am și de faptul că da, până la urmă, sunt în viață, respir, trăiesc și e un motiv suficient ca să mă bucur și ca să fiu fericit. Mă aduc aminte de o vorbă care spune așa: dacă ai voință foarte multă, poți să muți munții din loc. Dacă ai și creier, îi lași acolo că nu te deranja. Absolut, exact. Vezi, până la urmă, nu despre asta este vorba. Noi avem atâtea surse de nefericire zilnice. Nu-mi place aia, nu-mi place aia, nu-mi place aia. Absolut, Ursula, absolut. Și eu fac la fel uneori, da, și îmi dau seama, da, de asta, că până la urmă este atât de profund disfuncțional să trăiesc în felul acesta și mă străduiesc să mă corectez, măcar am conștiința faptului că nu fac ceva bine, pentru că fizic nu mă simt bine. Și cred că toată lumea poate să observe lucrul acesta. Când începi să-ți hrănești niște gânduri negative de supărare, de furie, de invidie, de frustrare, de mai știu eu ce, fizic încep să nu te simți bine. Pe mine începe să mă doară capul sau stomacul sau am stări de oboseală sau de somnolență, nu mai am chef de nimic, apare apatia. Și care este diferența până la urmă între zilele în care mă bucur și sunt ok și sunt radioasă și țopăi sau mai știu eu ce fac și zilele în care este înnorat și plouă? E doar o chestiune de gânduri. Felul în care eu aleg să mă raportez și acele părți din realitate pe care eu aleg să le aduc în prim plan, în prim planul gândirii mele, și ele evident când vor da stările afective în consecință. Până la urmă suntem ceea ce gândim, Ursula? Absolut, cu siguranță suntem ceea ce gândim. Acum, partea mai puțin, nu știu, mai, care nu poate fi atât de ușor de controlat, este faptul că da, noi suntem ceea ce gândim, însă activitatea noastră psihică este 90% inconștientă. Și atunci este cumva interesant să... Da, și suntem 70%. Da, exact. Și atunci inconștientul nostru joacă un rol foarte mare. Și e important să ajungem cumva și să ne accesăm și acest inconștient și toată mișcarea aceasta de dezvoltare personală și autocunoaștere care este promovată în ultimii ani se bazează pe acest lucru, de a-ți sonda străfundurile ființei, de a ști cum ești ca om,
care sunt acele lucruri care te caracterizează pur și simplu ca și ființă și până la urmă, în momentul în care ajungi să te cunoști pe tine, poți să ajungi să te și gestionezi și să alegi, să te înțelegi și să alegi care să fie acele stări pe care să ți le generezi prin gândurile pe care le ai. E foarte interesant faptul că există oameni în a căror preajmă stai și te simți brusc mult mai bine. Sau dimpotrivă, există oameni alături de care stai 2 minute și jumătate și pleci beat de cap la modul propriu. Ce se întâmplă, de fapt? Sunt chiar reale acele energii negative, pozitive? Ne bântuie în asemenea? Există energie. Asta știm cu toții. Adică avem un câmp electromagnetic în jurul corpului nostru. Și acel câmp electromagnetic, evident că este în legătură cu gândurile noastre. Gândurile noastre, de fapt, sunt energie. În momentul în care gândim un gând, acel gând degajă o anumită energie și evident că încărcătura emoțională este și ea energie la rândul ei. Și dacă eu am o stare pozitivă sau am în interiorul meu gânduri pozitive, îmi imaginez că și la nivelul câmpului meu electromagnetic sarcina este pozitivă și invers. Cu alte cuvinte, dacă noi suntem fericiți, putem genera și în jurul nostru aceeași fericire. Sigur că da, pentru că vezi, sunt oameni care, cum spuneai tu, în preajma cărora stai și ți se schimbă starea. Și tu n-aveai de gând, poate, în momentul ăla, erai supărată cu nu știu ce, dar vine acest om și te încarcă cu energie pentru că îți dă din energia lui, schimbă polaritatea, poate, și în câmpul tău și pleci pur și simplu după o întâlnire de câteva minute cu acea persoană încărcată pozitiv. Și la fel, invers, în momentul în care, ok, poate tu nu ești într-o zi foarte pozitivă și întâlnești o persoană cu care rezonezi pe partea aceasta negativă, este foarte ușor să te încarce și să pleci mai departe cu o stare și mai profund negativă. Și de asta este bine să avem capacitatea de a ne conștientiza și de a ne gestiona stările în așa fel încât să putem să nu interacționăm negativ unii cu ceilalți, pentru că nu are niciun sens dacă eu sunt astăzi supărată și mă întâlnesc cu tine să te încarc și pe tine cu asta, pentru că poate tu ești mai obosită și mai receptivă la acest gen de trăire. Și asta înseamnă până la urmă inteligența emoțională, să avem capacitatea să ne cunoaștem și să ne gestionăm propriile stări emoționale și apoi să avem această capacitate de a observa și a gestiona stările emoționale ale altora. Cum ne ferim de nefericirea altora, Ursul? Păi idealul este și ca de a atunci... Da, în momentul în care noi suntem ok în interiorul nostru, nimic din exterior nu are cum să ne tulbure. Pentru că ceea ce vine din exterior înspre noi se poate, poate să se lovească sau să ne imaginăm așa că suntem protejați și noi lăsăm, deschidem poarta să intre ceea ce dorim să pătrundă sau nu. Acum, ca să fiu puțin mai explicită, ceilalți, comportamentele celorlalți oameni n-au cum să ne afecteze decât dacă noi le dăm această putere prin felul în care ne raportăm la ei. Adică, dacă tu poți să te comporți în orice fel vrei în ceea ce mă privește pe mine, însă reacția mea emoțională depinde de mine. Tu nu poți să-mi declanșezi mie o reacție emoțională fără acceptul meu. Și același lucru se întâmplă în absolut toate interacțiunile noastre umane. Nici măcar nu este corect să spunem că el mă enervează. Nu mă enervează nimeni. Eu aleg să mă enervez ca și reacție la comportamentul acelei persoane. Orice stimul din exterior este neutru. Și asta este cumva din bazele psihologiei, faptul că absolut tot ce se află în exteriorul nostru, că e vorba de oameni, că e vorba de întâmplări, de comportamente, cuvinte, orice dorești tu, toate acele lucruri sunt neutre, ele dobândesc o anumită, sau avem o anumită reacție emoțională la ele în momentul în care începem să le procesăm. Și procesarea asta are loc în mintea mea. Și atunci, dacă eu aleg și dacă eu sunt calmă și vreau să rămân calmă, indiferent ce se va întâmpla în jurul meu, eu voi rămâne în aceeași stare de calm. Cu alte cuvinte, tu îmi poți face mie rău doar dacă eu accept asta, dar din păcate e valabilă și cealaltă fațetă a medaliei, cum că tu îmi poți face mie bine doar dacă eu vreau să accept asta. Exact. Exact. Adică așa nu se poate face nici rău, dar nici bine cu forță. Nu putem să facem asta. Bine, oamenii au impresia că, unele persoane au impresia că forțele exterioare le controlează viața și că
e de vină șeful, e de vină conjunctura, sunt de vină părinții, oricine, sau mai știu, dar nu e. Evident. Și atâta timp cât chiar e foarte interesant de înțeles că și meseria mea, eu ca și psihoterapeut, pot să încep să lucrez cu oamenii în cabinetul meu doar în momentul în care ei nu mai dau vina pe alții și își asumă 100% responsabilitatea asupra vieților din toate punctele de vedere. Pentru că în momentul în care vine la mine în cabinet și spune mama e de vină pentru că am bățit eu, nu știu ce. Nu, ideea este că mama a făcut ce a putut, da. Însă în hai să vedem. Exact. Și de obicei părinții fac ceea ce știu mai bine cu ceea ce au la îndemână în acel moment. Nu cred că vreun părinte face intenționat rău copilului. Da, Ursula, și tocmai de aceea, vis-a-vis de educația pe care am primit-o la un moment dat, e foarte greu să-ți acuzi părinții. Sigur. Fiindcă tu, la rândul tău, părinte, fiind realizezi faptul că tu, într-un anumit moment, faci ceea ce e mai bine, Doamne Dumnezeule, pentru copilul tău. Sigur. Și tocmai de aceea e important și o lecție foarte importantă în viață este să ne eliberăm părinții de toate trăirile mai puțin plăcute pe care le avem față de ei, pentru că ei cu siguranță au făcut ce au putut mai bine cu ceea ce au avut la îndemână. Acum este adevărat că studiile ne arată că undeva între 70 și 80% dintre tulburările psihice de la maturitate provin din cauza atmosferei. Din familie. Și din prima copilărie, probabil. Absolut. Undeva până în vârsta de 6 ani. Și lucrurile sunt așa cum sunt, le luăm ca atare. Partea bună este că nimeni nu a fost învățat să fie părinte, deși salut inițiativa tuturor persoanelor sau instituțiilor care se implică acum în a educa, în a ne educa să fim părinți. Deci spuneam că nimeni nu a fost născut să cunoască meseria de părinte, se face mai mult bazându-ne pe felul în care am fost noi crescuți, pe cutumele sociale, pe condiționarea socială, ok, și evident că putem greși ca și părinți. Partea bună este că odată ce ajungi la adolescență sau maturitate, tu poți să schimbi toată această programare și nu știu, nu văd niciun sens ca să dai vina pentru eșecul tău în viață, pentru ceea ce au făcut sau n-au făcut părinții tăi, când este mult mai bine să zici, ok, s-a întâmplat asta, este poate regretabil, însă eu în acest moment aleg să depun efort și să schimb acele lucruri din interiorul meu care mă fac nefericit. Pentru că despre asta este vorba, despre ceea ce există în interiorul meu. Trecutul și pe ceilalți niciodată nu-i putem schimba. Însă putem să schimbăm felul în care noi ne percepem pe noi, felul în care noi ne raportăm la ceea ce ni s-a întâmplat, la părinții noștri, la oamenii din jurul nostru. Și în momentul în care ajungem ca în interior să avem doar părți pozitive, pentru că este o decizie până la urmă, Tania, știi? Și fericirea este da, o decizie. Știu. Adică eu iau decizia, vreau să fiu un om bun, vreau să fiu bucuroasă mare parte din timp, îmi iese în mare parte din timp sau, eu știu, când nu-mi iese, îmi dau seama că unde mai am de lucrat, dar e o chestiune pur și simplu de decizie. Pentru că dacă vrei să fii un om furios, morocănos și depresiv, și asta este până la urmă o decizie. Și să știi că există un declic la un moment dat, există un moment zero, ca și acela al întoarcerii spre Dumnezeu, știi, în care îți pui de astăzi, voi da. Fi fericită. Absolut. Și voi căuta, voi investiga realitatea și voi depune toate eforturile necesare pentru ca să ating acea stare de fericire sau măcar de bucurie interioară. Că fericirea până la urmă e un concept așa destul de abstract, dar bucuria interioară și o stare de pozitivă sau măcar neutră este ceva ce ne face bine, ne menține tineri, frumoși, sănătoși, cu dorință de a trăi și a merge mai departe. Nu obosim. Și toate aceste lucruri cumva sunt date și ne sunt date de felul în care noi alegem să gândim. O lecție de și despre fericire ne-ai dat azi, Ursula, și îți mulțumesc, dragii mei, ați ascultat o doamnă tânără, frumoasă și fericită. Eu sper că ați fost extrem de atenți și ați învățat.